Printre cele mai întâlnite tulburări de comportament la copiii cu vârste între 7 și 12 ani sunt opoziționismul la reguli și obligațiile care îi revin, agresivitatea din ce în ce mai des întâlnită în mediul școlar, inclusiv în cel familial, crizele de afect, timiditatea excesivă și retragere socială, deficitul de atenție, inclusiv hiperactivitatea, care apare de foarte multe ori din cauza folosirii excesive a gadgeturilor, a tuturor acestor aparate care sunt la îndemână astăzi, și negativitatea, cea care scoate la suprafață de foarte multe ori furia, modul în care copilul se manifestă în relație cu cei din jurul său. Semnele care ar trebui să îi îngrijoreze pe părinți atunci când observă o tulburare de comportament la copilul lor ar fi iritabilitatea, nervozitatea, starea de agitație, de neliniște pe care copilul o manifestă, o anxietate crescută, un facies mai depresiv, izolarea sau mediul în care se retrage copilul, fie că se retrage într-o zonă folosind calculatorul sau telefonul excesiv, fie că se retrage și nu mai vrea să aibă interacțiune nici cu ceilalți colegi, nici cu părinții lui, certurile cu colegii, obiceiul de a nu respecta regulile sau de a încerca să fie în opoziție cu ceea ce îi se spune. De foarte multe ori, un consum de anumite substanțe pe care părinții nu le recunosc și trebuie să fie atenți în această zonă pentru că riscul este foarte mare și copiii de foarte multe ori nu recunosc sau nu spun. Terapia pentru copii în tulburările de comportament se recomandă atunci când părintele constată că au apărut anumite tulburări în modul de manifestare al copilului lor atunci când acesta vine în interacțiune cu părintele, când este acasă, sau atunci când îi se transmite de la școală că copilul său are un anumit comportament, că intră în conflict cu colegii, că nu răspunde sau nu interacționează cu profesorul la oră, sau în momentul în care ajunge acasă, copilul nu reușește să aibă o relație de comunicare eficientă și coerentă, autentică, cum ar fi ideal, împreună cu părintele său. Sfatul pentru părinți pentru o comunicare eficientă cu propriul copil ar fi o ascultare activă și reflexivă, activă însemnând să fii acolo, să-l asculți și să-l auzi și să-l vezi pe copilul tău. O ascultare reflexivă atunci când copilul îți spune ceva, tu să reflectezi întrebarea copilului în așa fel încât să înțelegi și el la rândul său să nu se simtă judecat, acuzat. O altă modalitate foarte bună de a comunica cu copiii, un alt sfat în acest sens ar fi să fim acolo pentru copiii noștri, să fim atenți la copiii noștri, să le dăm timp copiilor noștri, pentru că știm foarte bine că educația sau ceea ce noi transmitem copiilor noștri este de fapt ceea ce noi avem. Primii pași în modul în care copilul interacționează cu societatea este ceea ce primește de acasă și atunci acest lucru este extrem de important. Dacă de acasă educația este una deficitară, sigur că atunci copilul se va duce într-o direcție care nu este cea mai potrivită pentru el. Atunci când educația copilului tău este de fapt reflectă educația ta ca și părinte.